ziua și bine ați venit. În conformitate cu dispoziția primarului Comunei numărul 60 din 19.02.2018, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 24.02.2018, orele 17, la sediul primăriei Comunei Sânduleni, în sala de Consiliu. Conform convocatorului, suntem prezenți toți consilierii, 13 din 13. Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Discuții? Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Unanimitate. Dăm citire ordinii de zi. Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 58 din 22.12.2010 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a conținutului raportului de audit numărul A35/1498 din 4.12.2017 și a deciziei numărul 7 din 27.1.2018 emise de Camera de Conturi a județului Bacău, inițiator primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea Comunei Sânduleni în anul 2018, inițiator primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului autoturismului Dacia Logan de la autorități locale la compartimentul pentru situații de urgență și aprobarea transferului autoturismului Dacia Duster de la compartimentul pentru situații de urgență la autorități locale, inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria Comunei Sânduleni, inițiator primarul Comunei. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru autoturismul Dacia Duster și buldă excavator marca GCB3CX, aflat în dotarea Primăriei Sânduleni. Inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pentru anul 2017. Inițiator primarul Comunei. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018, inițiator primarul Comunei. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor, inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului de raportare priorități obiective, plan acțiuni privind dezvoltarea economică socială 2018, inițiator primarul Comunei. 12. Diverse. Întrebări la ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abține, împotrivă, unanimitate. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Inițiator primarul Comunei. Propune. Deci, următoarea tură pentru președintele de ședință să fie domnul Ioze Mare. Mare. Alte propuneri? Supunem la vot. Cine este de acord ca domnul Mare Ioja să fie președinte de ședință pe următoarea perioadă? Abține, împotrivă, unanimitate. Doi. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 58 din 22.11.2010 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator primarul Comunei. Având în vedere că în anul 2010 s-a dat o hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea masterplanului
în sectorul de apă. Asta însemnând că sunt trei surse, erau trei surse de finanțare, POIM 1, POIM 2 și alte surse. Și au fost foarte multe discuții referitor la condițiile și criterii de eligibilitate și de eliberare a unui aviz care noi, un aviz de la PUR necesar de punere pe afil, s-au modificat. S-au modificat și s-au reactualizat. Și noi trebuie să aprobăm această modificare, să zicem, de master plan. Adică, vreau să vă spun, Comuna Sândureni, pe apă, aveam 3 km 500 de apă, nu mai aveam nevoie de acei 3 km 500 de apă și am solicitat scoaterea celor 3 km de rețea de apă, unde acei 3 km se vor duce în altă comună, se vor efectua lucrări în altă comună. Asta înseamnă reactualizarea, modificarea hotărârii Consiliului Local din 2010. Deci modificarea hotărârii Consiliului Local din 2010, având în vedere că sunt trei surse de finanțare, POIM 1, POIM 2 și alte surse. POIM 1 și POIM 2 însemnând fonduri europene. Întrebări? Discuții? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Da. 3. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a conținutului raportul de audit numărul A35/1498 din 4-12-2017 și a deciziei numărul 7 din 27-1-2018 emise de Camera de Conturi a județului Bacău, inițiator primarul comune. Ați luat la cunoștință de raportul Curții de Conturi, ați luat la cunoștință de decizia Curții de Conturi. Vă rog întrebări referitor la decizia Curții de Conturi și la raport. Dacă aveți întrebări la raport și la decizie. Mai mult la decizie, că raportul a fost preliminar emiterii decizii Curții de Conturi. Adică probleme nu sunt. Probleme foarte mici, avem o mică problemă la drumul la Virșești, unde lipsesc 7 metri de țeavă corogată, dar e rezolvabilă. Deci pe proiectele la 25 de metri s-au montat, adică 28, lipsă 7 metri de țeavă corogată. Adică sunt probleme foarte mici. Întrebări. Aici l-am mai întrebat o dată pe domnul secretar și vă mai întreb. Deci, noi aici votăm că am luat la cunoștință. Nu că suntem nici de acord, nici împotrivă, că... Doar că mi s-a prezentat acest raport și această decizie de Curții de Conturi. Da, da. Am luat la cunoștință, deci... Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea Comunei Sânduleni în anul 2018. Inițiator primarul comunei. Sunt aceleași normative cu... E același program pe care l-am avut în fiecare an. Ați luat citire de el. Întrebări pentru cei de la ajutor social. Aici aș vrea să fac eu o propunere. Să aibă în vedere cu mai mare atenție zonele unde sunt locuiesc oameni neputincioși, oameni care nu pot să-și realizeze singuri curățenia în jurul curții conform legii și să fie ajutați. Iar acolo unde sunt societăți, unde sunt oameni sănătoși, voioși și voinici, care mai stau și pe la crâșmi, să li se aplice legea când nu fac curățenie. Pentru că, de multe ori, s-a întâmplat când la șosea sau în drumul, în satele celelalte, sunt foarte multe cazuri unde apar zone pustii. Zici că nu mai sunt locuitori acolo. Mă refer la satul Verșești,
chiar și pe aici, pe, la noi, pe Sândule, deci să aibă în vedere să fie ajutați cei care sunt neputincioși, iar ceilalți să fie trași la răspundere. Aici chiar să competez pe neamnică, în Bacău a dat o hotărâre de Consiliul Local, acele suprafețe unde nu sunt curățite, se vor impozita, nu știu de câte ori, de 10 ori mai mult. Până la 500%. Da. Adică mi s-ar părea ok, domnule, ai o suprafață, ești sănătos, ești bun de muncă, curăți măcar... Având în vedere că la noi mai funcționează și două asociații puternice agricole, cred că ar fi cazul ca și ei să-și mai facă curățenie în direcția terenului pe care îl lucrează și îl administrează. Pentru că, de regulă, tot ajutorul social se duc și nu se acționează așa cum ar trebui să fie o comună gospodărită, frumos cum i-ar sta bine aici la centru. Supunem la vot. Cine este pentru? Potrivă, abține. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului autoturismului Dacia Logan de la autorități locale la compartimentul pentru situații de urgență și aprobarea transferului autoturismului Dacia Duster de la compartimentul pentru situații de urgență la autorități locale, inițiator primarul comun. Având în vedere că avem foarte multe proiecte și pe AFIR și pe PNDR pe București, este foarte greu să mă duc cu Roganul din toate tremurile, din toate încheieturile. La un moment dat am fost la București cu Neamirul Coceangă și chiar a făcut mișto de mine, a râs de mine, ci că domnule, dar mergem cu Roganul până la București când tu ai cumpărat un Duster nou. E și siguranța mea că e siguranța mea, adică... Siguranța cei care circulă în el. Da, e siguranța, adică e veche totuși, Roganul are cât 9, 10 ani, cât are tică, din 2009, 2009. 10 ani. 10 ani. Și transferăm Roganul pe situații cu urgență și Duster-ul pe primărie. Aici aș vrea să fac o mențiune. Dacă tot îl dăm Loganul la situații de urgență, ar fi bine să-l revizuiți și să-l puneți să fie în bună stare de funcționare, că acolo, dacă ai nevoie să deplasezi undeva, trebuie să meargă. Acum pare, acum chiar la oară legătura, se schimbă tot să-l vopsim și ne-a zis că ne costă 4-5 mii de lei tot. Vopsitul e scump, Se cadrează. În 2015, când l-am mai făcut, 6 luni de zile mi-a ținut. Da, dacă pun piese de calitate, normal, o să țină pe ceva mai scump, dar... Și nu ne-a costat mult, ne-a costat 12 milioane de reparația toată. Deci nu ne-a costat tot. Bani vechi, 12 milioane bani vechi, 1200 de lei. Alte întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotriva. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria Comunei Sânduleni. Inițiator primarul comunei. Deci nu este obligatoriu să consumăm cât am pus aici. Dar având în vedere că sunt foarte multe, domnul Iași, București, Iași, București, calculul se face pe un an întreg ca o medie aritmetică. Pentru Dacia Duster 300 de litri pe lună, iar pentru situații de urgență 150, cu toate că pe situații de urgență
E mult 150, pentru că n-ai cum să justifici pe situații de urgență 150 de litri. Adică, mi se pare, am pus 150, dar nu. Deci trebuie să justifici aceea, pe situații de urgență trebuie să justifici aceea 150 de litri. Chiar am fost la Curtea de Conturi și am zis, cum să justificăm în interiorul comunei? În interiorul comunei poți să te duci oriunde. Adică ai o situație de urgență la școala comună. E situație de urgență. Ai o situație de urgență, te duci la aia. E o situație de urgență. Dar câți kilometri poți să faci într-o zi pe situații de urgență în cadrul comunei? 20 de kilometri, nu știu? Cât? 30 de kilometri. Scuzați-mă. La 50, dar nu faci 50. Și într-o oră de zi faci 1500, 1500, 770 și nu. Am pus să fie acolo mai 150 la Logan și 300 la Dastră. Am înțeles că la Dastră a mai scăzut consumul, nu? Da, da. Următorul punct pe ordinea de zi. Acum. Este următorul punct pe ordinea de zi. Dar combustibilul nu e reglat de lege, prin hotărâre? Nu mai este. Nu mai este cu asta la Logan. Nu mai, da? Nu mai este. Era reglementat prin lege, nu aveai voie să... Da? Poate în 2015. Până în 2015, până în decembrie 2015. Și noi am fost, nu știu, de asta am întrebat. Da, da, da. 75. Am înțeles. Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Da. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru autoturismul Dacia Duster și Buldo Excavator, marca JCB3CX, aflat în dotarea primăriei Sânduleni, inițiator primarul comunei. Domnul Iulian avea dreptate. A început consuma foarte mult Dacia Duster. Mura 10-11% m-a sperat. Dar până s-a regat, până acum nu ia. 7,2, 7,5, de exemplu, acum a făcut o medie 7,5. Am propus 7,5 consum, exact cât consumă, 7,5. De la 10 nu e ok să-l ținem cu 10%. Dacă nu consumăm 10%, cum să-l ținem la 10%? 7,5. Iar pe Budă avem o mică problemă. De exemplu, un lucru, el consumă 7,5, 7,5. Radeze pe zi, lumea 10-11%. Cadeze pe zi. Da, dar turometrul nu înregistrează ori, minutele. Dar în momentul când pe oră mi-a 10 kg, eu am pus 7,5. Ei, el tot îmi înregistrează și în lucru, dar și în mers. Și în mers, da. Deci, cadeze pe zi, lumea 10%. 10-11%. E forțat. Merg numai da, tot minutele. Două operațiuni și deplasarea. Păi una este, dar pe turometru nu înregistrează că în mers sau în lucru. Turometru înregistrează... Da, eu știu, mai spune trei spețe. Eu pot să las Budo să-mi ia o oră și îți ia 2%, pot să lucrez cu spatele tot o oră, îmi ia 7%, dar pot să împing zăpadă tot o oră și îmi ia 10%. Cei 10 litri și 7,5 litri, Budo e la ora de funcționare. La ora de funcționare. Nu la kilometri, la ora de funcționare. La noi, la întreprinderi, ne lua atât și pe Unimog, tot la fel, la ore. Dar nu spunea acolo în deplasare sau asta, e vina la turnul la citea ori funcționată. La deplasare, dar tot nu are. Oare? Deci, în lucru, spre exemplu, când te duci în parastieră, când s-a, îți ia 7,5, la dezepezire îți ia 10%. Pe una este că viteză nu trebuie să viteză nu trebuie să viteză. Nu trebuie să viteză. Aici merge doar în plin. Da, dar acel consum de 10% este numai pe perioada de iarnă când e de zi pe zi, la 10%. Restul este 7,5%. E și normal consumul ăsta. E normal. De exemplu, vara, dacă eu grează la o fosă, tot 7,5%? 7,5%. Săpatul fosă, adică... Da, 7,5%. 7,5, dar la dezepezire, de exemplu, n-am de ce să... Am cam rămas în pierdere cu motorina luna trecută. Cât? 60 de litri de motorină? 70 de litri de motorină în pierdere. Păi, dar luna trecută cam câte ori a fost la dezepezire? A fost o...
O noapte și o zi? 38. 38 de ore? Păi a început să lângă seara la Păviță, după aia la 12:01 zăpadă, până dimineața o păsări. Prima zi s-a plecat la 3 dimineața, a? S-a trăit, da. Așa s-a terminat seara la 7. Este un ceas. N-ai cum să înșel ceasă. Nu, altceva vreau eu să spun. Păi, dar de la noapte de la 3 și până la 2 zi, la 17 ați zis, sau cât ați zis când s-a încheiat de zăpezeră pe toată comuna? A fost și viața de-a trecută. Dar nu s-a făcut numai o zi de zăpezeră. Nu, domnule, nici a doua oară la noapte. Și a doua, deci a doua oară. Eu la lume, pe strada aia, a trecut odată la vale și odată la deal. Deci când a venit la deal, a desfăcut partea dreaptă, când a coborât la vale, a desfăcut partea cealaltă și și-a văzut treaba. Normal, pe un drum de 5 metri, ce să patruleze de 5 ori? Pentru dezepezire. Păi asta am zis, el înregistrarea lor de consum. Nu s-o plimbat. Da? Să nu uităm că în prima zi nu s-a făcut dezepezirea pe Stufu și pe Mateiș. A doua zi s-a făcut Stufu cu Mateiș. Când vede vorba de Mateiș, la Mateiș nu s-a ajuns până sus. Păi nu s-a ajuns. De ce? Păi dar nu pot să mă urc. Dar nu-i 4-4? Ba da. Dar este aici. Dar intră în derabat deci pe ghizunie la Verșeș, nu au putut urca. Intrăm, dar cu risc. E posibil să derabeze, te duce într-o șanță, îl răsturn. Ce faci? Nu. Nu știți, la Coman era să răsturnă aici la pod. Unde? Când a făcut podul ăla la... Zigel. La Mata acolo, nu știi. Da, la Ioga. Nu mai știu el, nu poate. Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2017. Inițiator primarul comun. Aici nu vreau ce să vă spun. Este darea de seamă. Venit cu cheltuie ca să transmite finanțe. La contabil, trebuie să iese leu pe leu, cent pe cent. Nu vreau ce să spun. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018. Inițiator primarul comunei. Am ținut cont de părerea tuturor, de sugestii, de priorități la nivel de comună. Am încercat să nu cheltuim foarte mulți bani pe nimicuri. Ne-am gândit doar investiții, investiții și investiții. Am avut 22 de miliarde, 21 de miliarde, 890, 22 de miliarde pentru investiții. La un buget total, vă spun cu aproximație, nu vi răspund la 45 de miliarde 500. Asta reprezentând 5 miliarde 500 salarii pentru asistenții sociali și indemnizații, pe care putem să spunem, chiar dacă sunt parte impregnată de buget, nu ne putem îndepărta de acea sumă. Mai mult de atât, pentru plata asistenților și indemnizațiilor, a salariilor, primăria trebuie să vină cu o cofinanțare cu un de 10%. Adică am mai alocat 550 de milioane pentru salarii asistenților și indemnizațiilor. Salarii, cheltuielile de personal pe aparatul primăriei sunt de 11 miliarde, iar pe tot ce înseamnă primărie, respectiv cheltuieli de personal, primărie plus asistent social plus indemnizații, reprezintă 18 miliarde. Deci rețineți, 18 miliarde sunt salarii la nivel de primărie. Asta înseamnă 22 și cu 18, 40 de persoane.
asistenți, 20, asistenți și cu indemnizații 22 de persoane sau 23 de persoane. Din 45 de miliarde scădeți 18, funcționare 4 miliarde, în acel funcționare 1 miliard este pe energie, pe întreținere luminară public, rămânând, după toate calculele, rămânând 22 de miliarde investiții. 22 de miliarde investiții. Dar din acei 20, adăugăm la cei 22 de miliarde 500 de milioane pentru schimbarea rampelor pe șoseaua națională. S-au alocat 500 de milioane pentru schimbarea rampelor, plus 10.000 de lei, 10.000 de lei, domnul Marian, pentru copiii de la Sambu Siminocu. Când vă duceți undeva, mi-aduceți să le dați un suc, o prăjitură, ceva, sumea și dumneavoastră veni cu factură și vă dăm toți banii, am dat 10.000 de lei, 100 de milioane. Dacă această sumă de 100 de milioane nu vor fi de ajuns, vom aloca, sunt copiii noștri din comună, oriunde vă duceți, cumpărați-le, orice, veniți cu factura și noi vă decontăm toate cheltuielile. De motorină, de tot ce înseamnă cheltuielile, dacă nu ajung la cei 10.000 de lei. Cum s-au împărțit acei 22 de miliarde? Am încercat să terminăm ce este început. Este logic, domnule, am început să terminăm. Școala de la Sănduren, necesar pentru finalizare, o 5.500.000, 5.600.000. Am alocat 6 miliarde pentru finalizarea școlii de la Sănduren. Deci, final, școala de la Sănduren să se finalizeze. Școala Verșești, iar este pe planul național de dezvoltare locală, dar având în vedere expertiza tehnică, întocmită de expert, trebuia să mai contribuim cu niște sume de la bugetul local, necesarul fiind de 2 miliarde. Instalația electrică, instalația tehnică, plus o anumită parte din acoperiș. Deci 6 și cu 2 miliarde. Pentru școli, 1 miliarde. Aici, dacă fiind vorba de școli, s-au mai alocat încă 74.000 de lei, 740 de milioane pentru școala de la, pentru școală, ce reprezintă schimbarea instalației electrice de la școala Coman, pentru că nu mai este făcută după anumite normative foarte bune în momentul actual sau în momentul respectiv, s-au schimbat normative și ne trebuie autorizație ISO. Spre mândria noastră și a doamnei director, care a muncit foarte mult, s-a obținut autorizația de la ISO. Banii pe care am dat noi foarte mulți bani la școală, școala Sandorina a obținut autorizația ISO. Suntem printre puținele școli care avem autorizație ISO, dar o autorizație ISO pe bună, de, pe corect. Adică rigid sunt pod, rigid dur, tot. Instalație electrică diferențială. Și vrem să facem și la Coman, la același mod, am pus rigid dur, deci 200 de milioane pentru instalația electrică de la Coman. De asemenea, ne trebuie pentru școala de la Sandorin, ca să o punem în funcțiune, scaune. Ne trebuie bănci. Deci toate sumele astea adunate au făcut 740 de milioane, pe care i-am alocat școlii 740 de milioane, ei să cumpere scaune, bănci, să-și facă. Continuăm cu investițiile noastre. Căminul de la Coman. Necesar pentru finalizare lucrări 500 de milioane, pentru dotare 500 de milioane, ca să închidem căminul de la Coman. Să-l închidem și pe căminul de la Coman. Da, acolo ce lucrări mai... Fosa de băgat și câteva grupul sanitar și atât. Nu. De asemenea, văd că nu știu dacă a trecut doamna contabil aici, trebuie să facem o fântână. Dar cred că i-a scăpat doamnei. Trebuie să facem o fântână. Deci nu putem să dăm drumul la căminul la Coman fără să facem fântână. Păi parcă s-a făcut o fântână, este în fața acolo. Nu, fântână trebuie autorizată, făcută de o firmă de specialitate, cu aviz de la Direcția Apelor, sunt alte reglementări, deci nu... Fântâna e făcută doar pentru... Pentru lucrare. Și se va face la colțul terenului, de fapt, la fântână. Dar să terminăm căminul și se va face și fântână. Pe urmă, având în vedere că anul acesta sunt foarte multe licitații, chiar foarte multe licitații, trebuie să punem sume pentru, în vederea organizării licitațiilor. 40.000 de lei, 400 de milioane pentru grădiniță, 400 de milioane pentru canalizare,
400 de milioane pentru alimentarea cu apă. Deci sunt trei licitații foarte mari, care toate sumează 5 milioane de euro. O sumă foarte mare și ne trebuie personal calificat în achiziție, astfel încât și alte documente care ne trebuie, alte avize de obținut, și s-au alocat 1.200.000 pentru cele trei investiții. De asemenea, nu am bugetat, am bugetat decât 10.000 de lei, s-a aprobat proiectul pe multifuncțional de capacitate 6x6 aia, care spuneam atâta 6x6, prin care AFIR-ul ne acordă 52.000 de euro. Nu am pus suma, nu am bugetat decât 10.000 de lei, 100 de milioane, dar pentru că licitația, contractul va dura, oricum vom depăși luna iulie și vom face atunci o rectificare de buget, dacă să vedem pe sumele necesare, adică cu cât va veni la licitație, probabil cu 90-80 de mii de euro, o mașină, una e cu 110 mii de euro și atunci vom ști ce sumă vom da, vom aloca. Poftim? Cred că va costa doar 90. 110, foarte scump. Eu sincer să fiu, nu sunt atât de bucuros. Vă spun sincer, adică sume foarte mari. Dar orice sumă, 3 miliarde, ei îți dau doar 50 de mii. Burdo mi-a dat 100 de mii de euro, 90 de mii de euro. Acum nu ți acordă decât 50 de mii. Adică să vii din bugetul local, care este un buget mic, buget cu o sumă atât de mare, 3.500.000 pentru multifuncționare, când tu, toți fac drumul. Deci accentul pe drumul, că cumperi mașină, dar e bună. Adică a fost bună raba. Când a cumpărat-o domnul Dumitru Vasile, raba spuneam, domnule, dar de ce cumpără raba? E, s-a adeverit că raba a fost foarte bună. Și Burdo și raba chiar și-a făcut raba. Neavând acea raba, chiar a fost bună. Nu știu câți bani ați băgat dumneavoastră, domnul primar, dar eu am băgat într-un an 25.000 de lei, 250 de milioane, dar a fost bun. 2 ani de zile nu am avut treabă cu ea. De asemenea, am pus pe lista de investiții achiziționare de mașini de la ISU. În luna iulie se deschide o nouă sesiune de depunere de proiecte pe gal și stau în dilemă, nu știu ce să fac. Avem două variante. Să mergem pe dotarea căminului cultural de la Sândureni sau achiziționarea unei mașini de la SVSU. Având în vedere că am toate primăriile, s-au achiziționat o mașină de la SVSU. Stăm, ne gândim, să vedem ce cumpărăm. Ori mergem pe dotare, ori pe... Am pus 20.000 de lei, 200.000 de lei pentru petriș, pentru verșeș, pentru stufu, să cumpărăm niște piatră, 200.000 de lei. Puntea de la Mateiești. Am depus-o ieri, am trimis pe cineva la București, pe Compania Națională de Investiții. Am alocat 200 de milioane pentru proiect. Nu sunt necesar, nu sunt de ajuns 200 de milioane, dar să vedem ce se întâmplă. Dacă ne aprobă, deci a fost depus pe CNI, pe Compania Națională de Investiții. Deci mă bucur că am reușit să-l punem, să vedem ce se întâmplă. Adică avem procese verbale de la ISU, suntem pe o listă de priorități ISU, să vedem ce se întâmplă. Dar dacă ne aprobă puntea de la Mateiești, este o realizare foarte mare, pentru că chiar trebuie acea punte. Nu pot suporta din bugetul local, dar dacă se aprobă, este o realizare foarte mare. După tot ce am prezentat aici, au mai rămas și o anumită sumă de bani. Au rămas o anumită sumă. Dar înainte de a vă prezenta suma aia, au rămas să vă prezint pentru curte. Mi-a fost foarte greu să distribui sumele pentru curte. Foarte greu. De bună dreptate, unele persoane mi-au făcut unele, să zicem în ghilimele, observații foarte pertinente și pe bună dreptate le-am acceptat ca ok. Am alocat, știu că întotdeauna a fost discuție, o să vă prezint, întotdeauna a fost discuții pe aceste sume de la, pentru curte. Și eu sunt credincios și dumneavoastră sunteți credincioși, dar noi suntem aici pentru a dezvolta Comuna Sândureni, a realiza investiții și mai puțin cu biserici. Mai puțin, cât putem, mai puțin. Pentru că se pune accentul pe investiții, pe drum, mai puțin cu biserici.
Acum, probabil mi-ar fi trebuit tot bugetul local 4.000 lei să aloc pentru biserici. Am ținut cont de cei care au autorizații de construcție. Cei care au primit bani într-un an, n-au primit în anul viitor, în anul următor, de exemplu, biserica de aici de la Sândureni a primit anul trecut. Anul ăsta, am zis, bă, dacă a primit anul trecut, nu va primi anul ăsta. Biserica de la Vreșești nu a primit anul trecut, va primi anul acesta. Și cei care au autorizații. Și s-au aruncat așa. 40.000 de lei pentru biserica de la Vreșești, pentru care autorizație de construcție, 22.000 de lei pentru geamurile de la Buzurești, este enorm de frig în biserica de la Buzurești, și 3.000 de lei pentru biserica adventistă de la Sândureni, pentru văritul bisericii. Deci, în total, cât vine? 65.000 de lei. Păi, dar la Coma, de exemplu, n-ați dat în 2017 niciun leu. Nu avem autorizații. Deci, pe 2018, văd că nu apare nimic. Păi, dar ce să dau dacă nu avem autorizații? Dați-mi o autorizație pe ceva. Păi, am înțeles că părintele a adus. A adus, dar dați-mi ceva, o autorizație. Dacă ați citit raportul Curții de Conturi și vă duc aici, spune autorizație. Și v-a spus și ședința anterioară. Nu mă duc decât pe autorizație. Mi este teamă. Dacă ați citit aici, zice autorizație. Ați citit? Ați citit pe autorizație. Eu să zic acum mergem acum cu un miliard. Pe ce duc banii aia un miliard? Dau un exemplu. Dacă nu este autorizație pe ceva. Biserica Adventistă are autorizație pentru zgrăvran. Poftim? Biserica Adventistă are autorizație pentru zgrăvran. Dar sunt pe reparații. Facem o hai să facem o distinție. Dar așa și acum tot pe reparații sunt noi. Care? Pe de exemplu, tabla ulucirii, de vopsit tabla și ulucirii. Vorbim pe sume mici, vorbim pe sume, deci 3.000 de lei e o sumă infimă. Îmi face un RRV-ul pe vărui, pe niște cantități. Dar nu vorbim pe sume mari. Dar și celălalt trebuia să primească sume mici? Mici, da. Cât de puțin era bine. Fiecare era bine, dar nu voiam să am probleme cu uitați-vă, dacă condiții legale, autorizații. Nu mai au spunea domnul Iulian pentru vorbit la autorizație? E pe reparație. Păi da, și de exemplu și tot de reparație ar fi la comandă. Ce reparație? Dacă vrei să văruiești, îți dau val de văruit. Dar nu-ți dau pe polistiren unde îți trebuie RRV-ul și cantități. Nu polistiren, de vopsit tabla, de făcutul lucile. Rucile nu am treabă cu rucile. De vopsit tabla poți să-ți dau, de vopsit tabla. E bine, măcar dați ceva pe vopsit tabla. Mai mult de atât. O altă regulă, când m-am gândit să împart niște bani, m-am gândit la o anumită cofinanțare. Adică primăria Sândureni nu susține bisericile, îi ajută să văd că se strâng anumite sume de bani, primul și primăria vine cu anumită sumă de bani. Păi de tocmai, de trebuia să se discontă, adică pe 2017, dacă n-ați dat niciun loc, 2018 trebuia să dați cât de puțin. Dați-mi autorizație. Păi acum v-am spus pe tabă ca să... Faceți-mi un RRV-ul pe tabă, v-am zis, niște măsurători. Nu pot să dau fără măsurători. Păi el care l-a adus părintele, nu sunt măsurători. Nu sunt măsurători. Măsurători nu ți le face decât un proiectant. Eu nu pot... Atât. Da, normal. Dacă vezi, ne întoarceți ca la proiești, că nu e una, e altă. Dacă nu e așa, e altfel și atunci ca să nu le dați. Nici un problemă. Nu-i voia de dat. Nu-i voia de dat. Păi așa. Păi dacă ăla pentru văruit nu are drept, adică nu-i trebuie nimic, păi și asta tot. Deci vopsit tabla, nu face. Ia Ioșă, vreau să spun aici față de televiziune. Da. A refuzat 250 de milioane Ia Ioșă. Cine a refuzat? Mata. Eu? Ai avut 250 de milioane alocați către biserică și ați cine a refuzat, domnule? A fost o minciună goconată cât primăria asta. Eu... Nimeni nu mai a fost, nici a fost discuții la părintele de casă. Eu, da. Când ieșiam, când am spus de atâtea ori, Dumnezeu mi se dea... Din loc am șters înregistrarea care a fost discuția asta, că unde s-au discutat sub ziua asta. Ai avut 250 de milioane? Nu e adevărat, e minciună. Nu sunt minciuni pentru că eu am fost implicat în situația aia. A ieșit de la preșt. Știu totul. Îl aducem într-o ședință. Îl aducem... Domnul, cine se ocupă de Biserica Catolică, a reprezentat de comunicare între biserică și primării? Domnul Ieșianu sau Iri? La Onești? La Bacău. Nu știu, chiar. Întrebați-vă, domnul.
Da, oricum este cineva, dar nu cunosc. Adică n-am de ce să vin. Voi aruca și la Coma în momentul când avem autorizație. Și vreau să spun... Așa, fără autorizație. Bine, dacă săptămâna asta va apărea, adică nu, asta de acum s-a dus. Da. Săptămâna viitoare va apărea autorizația. Păi, cum să vedeți că autorizația ți-o dă cineva peste noapte? Păi, tu de acces, sunt foarte mici. Deja dacă am distribuit sumele, nu e problemă asta, nu? Nu neapărat. Dar să discutăm cu după care la biserică din față de aici, îți fac proiect, nu? Mă fac niște măsurători, eu am Ștefănescu. Dar am chemat pe Ștefănescu să fac, nu ți-a zis că. Eu știu că măsurători să fac contra asta. Da, oricum, distribuirea sumelor nu mi se pare. Știți că am avut și discuții în ședințele anterioare, că vom da procentual. Păi și nu-i procentual? Păi nu știu, oricum. Păi adunați voi, 40 cu 22 și cu 3. Nu, 6, 6, 5, 30, 0 și 3, 6, 6, 39, ba din potriv, i-am dat părintele avea și 1000 de lei în plus. E ceva în plus către ortodox. Da. Și am vrut să facem în mod corect ca să nu fie discuția la cartori. 35 la cartori și 5% la pentru. Adică am scăzut la cartori și am dus la... Pentru evangheliști n-am pus nimic. Bine, evangheliștii au dat trecut. Da, dar au fiecare lei. Și acum trecem să vă prezint altceva și discutăm. Deci, adică... Doamna Poția și mai întrebăm. Nu se continuați și apoi rețineți și notați întrebările la fiecare punct. Pe bună dreptate, cineva din primăria Săndureni, pe care chiar sunt de acord cu dumneaei, domnule, faceți drumul. Faceți drumul în comuna Săndureni. Înseamnă că nu mai ajutăm biserici, faceți drumul. Dar văd copiii ne-a ajutat și de ceilalți dați la o parte, nu mi se pare ceva corect. Aici vreau să mai prezinte altceva, Neaioș. Ea nu este corect ceva. Biserica Ortodoxă de la Verșești, nu știu dacă sunteți de acord, sunteți, puteți să mă rog, este începută Nea Vasile în anul 2015. La vară, 2015 sau 16? 2015. Ea, ca și termen, în 2019. 36 lunari. Deci 36, în 2019. 6 și se va finaliza lucrări în 2019, fără pictură, că pictura face obiectul altui proiect. Dar nu vorbim de biserica de la Coman, care are 15 ani și lui Sfințită. Vorbim niște lucruri diferite. Eu, ca și primar, îmi este foarte greu să mă duc pe o biserică care are 15 ani și lui Sfințită. Păi de ce cazul lui Sfințită? Dar nu știu. Nu a fost de alte lucrări sau preotul care a fost ocupat de alte lucrări care... Nu spun eu, că nu sunt eu în măsură să spun. Păi nu sunt eu în măsură. Mai mult de atât, Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, Episcopia, trebuie să vină și ei cu anumită sumă. Să vină în finanțarea respectivă cu anumită sumă, având în vedere că și ei beneficiază de anumite sume de la cetățeanul Comunei Săndureni. Da. Adică poți să iei sumele, dar dă din 100 aia de milioane, dau un exemplu, dă 10 milioane înapoi. Adică tu încasezi banii, dă-i și înapoi puțin din suma aia. La Verșești e cu tot o altă speță. Deci se termină în 2019. La Săndureni, cu toate că nu era înregistrația, domnul primar știe că nu s-a alocat în sume. Au fost 10 ani și au terminat o biserică. Acum sunt 15 ani și nu s-au terminat o biserică, nu s-a sfințit. Spuneți, domnul Vasile, 9 ani cât a durat la Săndureni? Și a sfințit-o. Deci nu poți să te duci. Eu nu zic că, spre exemplu, eu acum chiar Nea Anton spunea să aloc niște bani. Ok, dar nu pot să mă duc pe niște acolo unde nu e autorizată. E construită, cum să mai dai? De exemplu, să dau banii pentru garduri, că au căzut gardurile. Să ne acord să dau banii. Când ați văzut gardurile alea, cum au căzut la lucrări care okay. S-au făcut, tot din dumneavoastră e făcută. Și picată plăciurile de pe beton. Asta este, ce să faci? Asta este. Nu sunt banii bugetul local. Nu sunt banii bugetul local. Stați liniștiți. Alea sunt făcute de o anumită persoană, Lorenț, nu știu, Iurean. Lorenț Iurean, el a cumpărat 40 de milioane. Iurean Lorenț de la Verșești, nu din bugetul local, de Aioșa. Nu știu, dar au fost făcut de proastă calitate, asta vreau să spun. Nu este de proastă calitate și vreau să spun. Nisipul... Păi, dar de cine sunt acolo în spatele da, dar n-ai constatat ceva. Vezi că nisipul care te încuite este de proastă calitate. Pentru că este sfârșit. Care l-au pus acolo, dar nu putea să constate că doar gardurile sunt făcute.
Neaioși, exact. Matam vorbești niște lucruri, întreabă constructorii. Deci dacă tu nu ai o tencuială de calitate, adezivul nu spune. Păi da, dacă se sfărâmă ziune, se desprinde. Poate să pui tu cel mai bun adeziv. Dacă nu ai tencuială de calitate, îi spică jos. Nu ați văzut că este alb. Deci tencuiala este albă, asta înseamnă că acel nisip conține sală. Care nisip s-a tâlcuit o parte, cu asta s-a tâlcuit peste tot. O parte a căzut, o parte a rezistat. Ce s-a întâmplat? Ori că, cum zice Ceaușescu, o făciment puțin și nu a rezistat, ori... Da. Nu știu ce să mai zic. Eu simt să fiu un cer scuze, nu știu cum să spun, dar m-aș fi sus cu foarte mulți bani la culte. Avea dreptat și Mionică. Băi, nu facem cu propagandă cu bisericile. Nu, nu, dar nu este vorba de propagandă. Dar dacă, și așa, dacă suntem la cultea. Da, asta că am terminat. Deci 500 de milioane, domnul Marian, pentru iluminatul public, care este prioritatea numărul 1, iluminatul pe șoseaua națională, prioritatea numărul 1, iar pe a doua prioritate este pe drumul de la județean, unde chiar am văzut apuisa care este din stâlp în stâlp. Deci priorități este drumul național, să vedem câte răm ne trebuie de 500 de milioane, ce fel de răm cumpărăm, iar dacă nu ne ajung banii, punem spre Prisaca, către Valea Prisecii, din stâlp în stâlp și schimbăm becurile de alea de care am cumpărat de 350 de alea ca să se vadă foarte bine. De câte rață? 350. 350 de rață. Da. Ați probat să vedeți cam ce, cum e lumea? Tare. Am cumpărat de la București cu 20 de lei, aici în Bacău îi costă 50 de lei. 400. Și mă duc și iau din banii mei și pe mă... cu factură, ok. La Dragon? Nu la Dragon, la Doralis. Sau cu Doralis. Dar stați puțin, că toate... Stați puțin, becul FSL-ul. Becul FSL-ul, care sunt la Dedeman, sunt și acolo. Spuneți, 6,50 lei și i-am dat 22 aici. Stați liniștiți. Deci, toate becuri care sunt pe plața românească sunt chinezării, ca să știți. Schimbate cutii, ca ați văzut. O schimbat o cutie, da? Și zicea când era curasă, în fine. Asta e România. Stegonia. Și să prezintă, restul de bani ne-am rămas 10.500. 10 miliarde. Și acum prezint traseele de pe modernizare drumuri comunale. Noi am depus 3 proiecte pe fonduri europene, toate sunt eligibile. Dar toate sunt eligibile fără finanțare. Dar important este că sunt eligibile. Dar două proiecte, deja unul dintre ele este semnat, săptămâna cealaltă pe canalizare se va semna și proiectul pe canalizare. Deci în cele 3 proiecte noi am mers pe 3 surse de finanțare. Pe 2 surse de finanțare, 2 e ok, au rămas drumuri, remodernizarea drumului comunal. Lungimea totală a drumului însumează 5 km. Avem Bârzureștiul, avem pe strada Pădurii la Gigel Bandiu, avem pe strada CAP-ului, tot la Brândă, avem Orș Avram tot, 1 km 300, 1 km 500, avem Stuful, 1 km 200 și drumul de la Moară. Deci cu totul sunt 4900. Și strada cimitirului și așa pe acolo îi duce o parte dintre noi. Ăla unde a rămas? Strada cimitirului... De la Gigerna, da. Adică numai la... puțin. Neaioși. De la Nerul. Țeaga, domnul secretar știe, prima dată a fost pe proiect strada Mata. Dar nu e strada Mitului, e a satului. A satului. Da. Ei, nu luam două puncte. Știți că am schimbat. Și am schimbat ca să iau două puncte și m-am dus pe strada CAP-ului, care îi preciza drum să desfă legătura cu drum comunal ca să iau două puncte. Deci lupta a fost pe două puncte. Deci prima dată a fost zona Mata. Pentru a obține acele două puncte am fost nevoit și am făcut iar cadastru din nou, că doamna Ridea știe, da? Pe zona CAP-ului pentru acele două puncte. Dacă nu făceam acele pe zona aia să iau două puncte, aș fi avut 48 de puncte și proiectul ar fi fost eligibil fără neeligibil. Adică au intrat spre studiere, spre puncta, spre evaluare, toate proiecte care au avut peste 50 de puncte. Noi am avut 50,016. Dar cu pătrate, de exemplu, drumul acela, pe ăla se înfundă la Pădurii, nu? Dar strada asta care este... Dar n-ați înțeles.
Frumos, n-ați înțeles. N-ați înțeles. Adică pentru strada Mata să pierdut 5 km de asfalt. Nu, n-ați înțeles. Nu, altceva vreau să spun. De strada aia mea leagă exact de N11 și Orășa. De ce vă spun treaba asta, nu? Deci un drum ca să aibă puncte trebuie să lege un drum național. Ai, sunt atât de obosit, nu mai pot. Da, domnule, dacă de exemplu... Da, domnule, dar ăla nu leagă un drum național? Neiuș, te rog frumos. Ca să putem să vorbim la un nivel, te rog frumos să citești ghidul solicitantului și criterii de acordare a punctajelor. Nu pot să mă obosesc să vorbesc cu mata. Există un ghid al solicitantului care spune regătură drum sătez, regătură drum comunal. Drumul Mata este drum comunal. Nu există drum comunal, drum comunal. Drum național. Cum ajungem? Am mai fost explicat o dată. Domnul primar a mai explicat o dată. E foarte greu să explic. L-aș întreba să mă dată la Cășanelor. Acum înțeleg drumul. Din la Cășanelor 3 km. Înțelegeți că... Nu mai zice nimic. Deci, drumul ăla a fost la Mata. L-am pus pe proiect și ți-a luat cadastru făcut separat, achiziția separată. Îți trimit... Da. Eu zic, chiar dacă drumul ăla e mai important, chiar dacă e mai, și noi mai știm, important, nu, chiar dacă noi știm că e mai important, dar nu primești punctaj. Nu primești punctaje și n-a fost nevoie. Și nu contează de noi chestia. Sunt niște clienți, dar înțeles cum e un ghid al solicitantului care spune, spre exemplu, dau un exemplu, drumul de la Ambăruș, care știți toți, legătura dintre un drum național și un drum județean. Dumneavoastră, ați fi pus drumul ăla, 12 puncte. Eu n-aș fi pus drumul ăla niciodată. Câte fără asta înghițit drumul ăla? E foarte mult. Continuăm bugetul. Acum să trecem pe ultimele sume. Eu, înainte de a prezenta ultimele sume, unde s-au dus 10 miliarde 500, aproape 11 miliarde, țin să mulțumesc că ați fost alături de mine la decesul mamei. Dar când mergeam spre cimitir, sal cantor, îmi spune, domnule, cred că este cel mai rău drum din județul Bacău. Din județ? Din județul Bacău. Nea Iancu tot așa, ci că drumul este cel mai rău. Și inițierea... Da, să vină pe șase de 3 km drum pe care avem. Așa că nu mai faci încălăgere. Iam tot n-a venit cu ideea... Mata mai avea că și-a asfaltat tot pomul. Nu mai ești oraș. Să se termină. Așteptăm, pe rând. Bravo. Și Nea Ioș, Nea Antoan Sarca a venit cu ideea și pe urmă au discutat ei cu Nea Gigi Albrandiu și cu Nea Ionel, a zis, domnule, să continuăm drumul de la Vârșești. S-au alocat către continuarea drumului de la Vârșești 11 miliarde. Eu sincer aș fi făcut drumul de la Gigi Albrandiu, de la tine, că l-am promis. Dar nu pot să-l fac, că nu pot să rup un proiect european. Ionel Crișan aș fi făcut pe Oșavam, că e drept. Dar și Ionel, domnule, rupem un proiect european de... Și ce mare lucru. Dar nu poți, ți-l dă neelegibil. Ăsta este bugetul. Acum... Și totuși n-am auzit nimic, tot zic de 2 ani de zile de refugiu ăla și a ținut la rectificare din ce pasă? Stați puțin. Acum, întrebări, înscrieri la cuvânt, despre bugetul local, despre sume, întrebări. Domnul Brânzeu. Vreau ca să apreciez faptul că s-a lucrat pentru întocmirea acestui buget. Ceea ce înseamnă să lucrez pe buget, a fost muncă multă, însă cred că i-a scăpat câteva elemente. Domnule primar, în expunerea de motive, în primul rând nu s-a făcut niciun fel de referire la valorificarea, la punerea în valoare a obiectivelor proprii ale Consiliului Local, ale primăriei. Câte venituri a adus și s-a lucrat și mă refer la Pășu, mă refer la utilajele care le avem. Nu s-a pomenit nimic despre valorificarea utilajelor casa și destinația lor, cum s-au valorificat. Și astea ar putea fi valorificate. De asemenea, nu s-a pomenit nimic despre
punere în valoare a construcțiilor noi realizate, iar spun. Și aici am văzut că pentru Coma s-a repartizat sumii și pentru definitivarea lucrărilor și pentru dotare și foarte bine. Acum am înțeles că pentru Sândulen nu s-au fost puse pentru că se așteaptă un program pe GAL sau mai știu cum. Dar eu cred că trebuie neapărat puse în valoare și aceste construcții. Și când spun asta, nu neapărat pentru destinația culturală care o are, pămin cultural ca și clădire. Pentru că spațiul este suficient. Sunt două nivele. Este parterul și etajul, care dacă ar fi compartimentate corespunzător și, eu știu, închiriate și iar vin cu ideea, un birou de cadastru, un birou notarial, ca să nu se mai ducă cetățenii după ei în oraș să aibă program, eu știu, o zi pe săptămână sau două zile pe săptămână, ca să putem îmbunătăți calitatea vieții celor care mai au de trăit câtva. Că, se știe, pentru cei mici sunt puțini, iar cei bătrâni se mulțesc. De asemenea, din banii aia puțin care ziceți dumneavoastră că mai rămas într-un colț acolo, căutați și repartizați o anumită sumă și pentru trecerea asta, pasarea asta, cum se zice noi de la moară, de aici așa. Au fost făcute propuneri de către consilieri, ani de-a rând. Și accidente sunt acolo. Băi, și în gust. Tare. Și în gust și m-am uitat. Și în curbă. Și în curbă, da, dar cetățeanul care vine pietonul pe jos, efectiv, trebuie să uite bine în stânga, în dreapta, că vine tirul cu 80 la oră și l-a învăluit. O da de după drum jos. Dar s-au întâmplat, s-au întâmplat. Dar se întâmplă să vină două tiruri și da. Jos. Da. De asemenea, domn primar, nu știu ce aveți în programare, în program, dacă lucrați acum personal sub cel planificat. Deci aveți 36 posturi și lucrează 20, 16 posturi sunt libere, din care 10 posturi sunt pentru funcționari publici. Toate activitățile astea sunt într-adevăr repartizate pe personalul actual. Dar trebuie să avem în vedere că personalul actual este îmbătrânit, este obosit și de ce să nu recunoaștem? De multe ori foarte mulți lucrează peste program și asta își lasă amprente serioase asupra sănătăților, atât psihică cât și fizică. Și se vede asta. De asemenea, sfârșitul trebuie să vină, cum o veni, adică a perioadei de activitate la fiecare. Vor ieși la pensie, în mod natural. Alții voit, alte nevoit, când împinge sănătatea. Ce aveți de gând, cine preia activitatea? Pentru că un funcționar public, din experiența mea, ca să se formeze în mod corespunzător, îi trebuie ani. Ani și ani. Ar trebui să aveți în vedere și lucrurile astea. Mai trimiteți la pregătire, mai angajați unii noi. Ne-a scăpat de sume. Cam asta am da, să răspund. Ne-a scăpat de monument. S-au alocat 15.000 de lei pentru proiect. 150 de mani pentru monument. Să facem proiectul. 15.000 de lei. De asemenea, Nenico a constatat, a sesizat că la căminul de la Sândure nu am pus nimic. De ce nu am pus? Am pus 20.000 de lei Nenico pentru expertiză și pentru scenariul la incendiu. Și vreau să vă spun, centrala fiind la subsol, conform normativelor, trebuia să aibă ieșire la... și nu ne dă autorizația ISU. Și facem expertiză, scenariul la incendiu și cam toți fug de această expertiză și de acel scenariu. Știți, când ședința trecută am prezentat că a venit cineva. N-a fost să mai facă. Nu găsește soluția pentru că zidurile din pământ sunt ziduri. Nimeni nu-și asumă responsabilitatea de a sparge acele ziduri astfel încât să faci ieșire din camera centrală afară. Acum s-a găsit o soluție, dar să vedem ce zice ea, doamna profesor, să facem ieșirea în drumul
județean, în drumul comunal. Adică neapă, și nu din camera centrală, din camera de vreme. Deci de asta n-am... Dar acolo chiar unii centrali în prima, vecinul cu vecinul acolo, unde erau discuții cu proprietatea terenului acolo, după cunoștința mea, știu că sunt vreo câțiva metri de teren care ar fi a primării. Deci ar fi la... 70 de centimetri din cămin este de suprafața lui Domnului. Ușorat, dar știți că 70 de centimetri cel care a făcut fața asta de atunci, da, spunea că e invers treaba. Sau atunci să negociez cu el, să găsați cu soluție și să facă o centrală alături. Da. Da. Acolo, deci, singura soluție este de a deci, centrală și să faci o centrală. Mută centrală acolo, mută toate instalațiile și să facă... Ca să ne scoți de acolo. Să nu poți să-l sparzi. Păi dar de ce? Dar centrală nu e și... Că a costat mai puțin de cumpărat terenul decât de făcut... Iese terenul și... Scoate. Sigur, nu știu. Cum să mă iei cu ceea să... Tot pe acolo, centrală, dar centrală iese. Deci căminul de la Constantin, deci... S-au alțat 20.000 de lei și la monument 15.000 de lei. S-a bugetat un post. Deci, nu știu ce post, s-a bugetat un post, nu știu ce post se va fi scos la concurs, s-a bugetat un post. Este adevărat, peste program, foarte puține persoane au stat peste program și aici, număr pe degete, pe câteva degete acolo, cine a stat peste program. Mă refer la Ionela Catana, mă refer la secretar, alte persoane nu au stat peste post, tanti Lidia, cea mai stat când a fost pe achiziții, în rest, nu prea s-a stat peste program. Valorificarea s-a scos la licitație GCP-ul, nu s-a prezentat nimeni, iar săptămâna viitoare se vor scoate la licitație toate microbuzele ce avem scot pentru valorificare. S-a făcut evaluare, a venit un expert și a evaluat, știți, domnul secretar, valoarea fiecărui utilaj de preț vechi, spre exemplu, GCB-ul i-a dat o valoare de 5.600 de euro. Am avut licitație vineri, nu s-a prezentat nimeni. Acum trebuie să scoatem iar încă o dată la licitație, încă o dată la licitație, iar după 3 ori, de scoaterea licitației trebuie să scazi valoarea cu 25% la 75%. Primul iar îl scoți la licitație de 2-3 ori până la 50%, primul iar îl scoți de 3 ori până ajunge la 25%. Dacă nici în cazul când nu îl ia nimeni nici cu 25% de valoare, îl dai la preț de fier vechi. Dar durează 6 luni de zile. Până să vinzi un budo, urmă. Compartimentarea căminului. Poate fi realizată o anumită compartimentare, dar nu prea ce, adică sala aia mare, dacă o compartimentăm, ne-au luat din tot spațiul, adică... Ei, sunt două sări, una este la parter și una este sus la... La etaj. Dar trebuie căutat de soluții, nu să fie bună ideea mea, poate sunt alte idei mai bune. Iar cu biroul de cadastru, nu vine nimeni ca să doresc să facă biroul de cadastru. Nu vine nimeni. Ar fi bine să vină, pentru că firmele astea mari de cadastru, ei sunt în Onești, Bagău, în oraș și unde se duce. Și Verșeștiu, și Hemeușul, și toate. Ar fi bine. Cea mai bine ar fi fost să ai tu, în cadrul primării, un cadastrist. Dar cine vine? La asta m-am referit, domnule. La asta m-am referit. Dar puteam să-mi trimit personal nostru, că a fost oferte de școlarizare. Păi am trimis și nu s-a dorit. Am trimis până la inginer. Adică e greu și cadastru să faci. Și să fii tehnician cadastrist, întocmești aia, dar avizarea tot trebuie să o facă o persoană autorizată. Da. Și ai meritanță ca domnul după mână la centru, distanță egală. Păi ce să încerc? Încerc, dar nu vine nimeni. Încerc. Să dau anunț că... Da. A fost, printre puține primării care au avut cadastrist, a fost Bărcescu. Știți, Bărcescu. Și a plecat și băiatul de la Bărcescu. Deci nu stăpânește. Cunoașteți dumneavoastră o primărie care să aibă cadastrist? Nu există. Nu există. Sunt blocate, nu sunt blocate. Deci, la cadastru trebuie să produci bani. Trebuie să produci bani. Asta nu trebuie autorizat. Alte întrebare, vă rog. Să ai și-o plus. Alte întrebare. După câte am înțeles, posturile sunt blocate. Nu? La administrația publică, mă întrebi, posturile sunt blocate. Sunt deblocate numai posturile de la învățământ.
Deci nu atunci la administrația publică locală, nu suntem aici. Îmi ziceați în ședința anterioară că o să repartați ceva aparate pentru proiectul ăla, la refugiul ăla de la Coman. A rămas cam 30. Am alocat 20.000 de lei pentru întreținerea domnului comunal, deci poți să faci din aia. Din aia, da? Și când putem demara? Când... Să-ți zic eu de bani. Domn primar, când uitați-vă la 6:30, mergeți până acum, vedeți ce copii sunt în partea stângă și în dreapta noastră. Cu toate că s-a întâmplat și accidente și asta. Vrem să întâmple o catastrofă și după aia vom demara? Nu vreau. Nu e bine, nu, nu. De ce să ajungem acolo? Eu și așa n-am copii, nu am carile, dar pentru sat este cel mai bun. Întrebări pe buget. Păi și în final, cum ați zis, când mă ajutați cu... Ca să rămân cu o întrebare. Eu cred că ți-am spus că după ce trece iarna, Dar nu trebuie acolo beton. De ce bine de beton nu trebuie acolo? Trebuie bult de excavator, dau pământul stâng la dreapta, adică nu chiar la stâng așa dreapta și... O fă un simt rundă de cât un metru, să știți. Domn primar, dați-mi metru ăla, dar să... Merg să încep pe ăsta, că doar noi vine câteva, adică vine acum un cer de minus 20 de grade, dar peste 2 săptămâni am plus 8 grade și pot acolo până lucra. Păi unii iau motorină la mașină, că n-am... Asta este, vedeți? N-am motorină, n-ai eu. Mata mea e probabilizat motorină, un kg motorină. Domn primar, păi da... Păi dacă ăla este un ceas și ăla înregistrează consumul din motorină... Nu permit să închiriez o mașină? De ce să închiriați mașină? Că acolo pentru ce trebuie mașină? Păi să nu pământul de acolo de aici. Nu trebuie de dus pământul, dar în locul șanțului și s-a făcut refugiu, domn primar. Ce atât de mare fi să dacă locul? Este un șanț, eu trebuie să pun niște tubă. Nu, domn primar, nu curge nicio apă acolo, nu curge niciodată apă acolo. Și ce l-ai văzut vreodată apă scurgă pe ea? Deci nu dai voie să închiriez o mașină. Mașină? Ți-o pământul de acolo. Nu trebuie mașină, domn primar, nu trebuie mașină. Ok, am înțeles. Dacă o fi din vorba de un tractor, găsesc o remorcă și îl plătesc eu, dacă să nu mă ajută atât. Dar nu trebuie, știți pentru ce trebuie mașina? Să iau niște refuz din ăla de asfalt ca să duc acolo, ca să nu iau, preiau noroiul ăla de acolo. Că dacă cât este 1,5 metri, dacă îmi dă o corul silvic, e... Nu te bagă pe buget. Dar totuși ziceți-mi, când am putea să-mi dați un răspuns când... La sfârșitul lui februarie, bun? La 1 martie. Iese ghiocei, vin din acolo, pe parcă are ghiocei. Da, da. Se topează după parcă. Da, adică noi... După 1 martie. După 1 martie. Da. Nu mai după vii. Da, ne e. Mai sunt întrebări pe buget? Nu. Aici vreau să întreb eu puțin, ați spus de niște bani pentru iluminat schimbat lemn pe drumul național. Sunt luați în calcul și porțiunea unde se termină de la Moară până pe Valea Turlui, o porțiune fără iluminat. Și, da, și la podul de la până pe Valea Buzeci, iar este o porțiune. Da, zona e dezastru, așa este. Da. Deci, adică mă refer că în același sat sunt oameni care merg din Sândulen pe Valea Turlului sau de pe Orșa Branca acolo și nu se vede nimic. De ce sudimulare câte lemn ne ajung? Dar în momentul când schimbăm lămpile, rămân niște lămpi. Și mă așa are mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Zece. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume destinate fundelor, inițiator primarul primarului. S-a discutat. S-a discutat. Supuneți la vot, s-a discutat. Da. Aici vin cu o întrebare retroactivă. Deci am înțeles că 6
65.000 care le alocăm aici. La culte. Dar la culte cât s-au repartizat? Sunt exact banii ăștia sau au mai rămas? Dar nu există sume alocate pentru culte. E bugetul local și se repartizat. Deci nu vin sume de la culte. Nu, dar asta vreau să întreb. S-au repartizat pe culte o anumită sumă? Nu. Deci suma asta este repartizată și aprobată de dumneavoastră. Nu vin pe culte. Propunere. Asta e o propunere și consiliul local dacă veni, să zicem, 2 milioane. E propunere, nu e exact niciun lucru. Nu e adocat nimic. Da. Așa. Bunătatea. 10. Întrebări. Dacă sunt la... S-a discutat. L-am discutat, nu? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului de raportare, priorități, obiective, plan de acțiuni privind dezvoltarea economică socială 2018. Inițiator primarul comunei. Aici o să vă prezint de domnul secretar. Da, așa cum ați discutat și pe comisie, este venit un draft de la prefectură care ar trebui să fie completat cu toți indicatorii și cu absolut toate datele care le avem la nivel de subărie. Nu mai mult, mai puțin. Credeți că în acest plan de acțiune sunt cuprinse toate primările. Toate primările le vor trimite. Se transmite mai departe și se pune tot așa într-un plan la nivel de județ. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri împotriva unanimitate. 12 diverse. Înscrieri. Da, eu nu știu ce să spun, dar cred că s-a elaborat un buget în interesul cetățeanului. Adică am ținut cont de iluminatul public, am ținut cont de monumentul pe care dumneavoastră, am ținut cont de balastul care a dus, am ținut cont. Adică nu puteți să spuneți, domne, că nu am ținut cont de repartizarea anumitor sume. La balastul pe druburi vom pune din balastieră sau cumpărăm sort. Din balastieră sort. Mai mult pământ. Da, la niciun rost. Sort. Da, sort. Da. Cât o să o dăm? Cât o pare cu sort. Mai sunt întrebări? Atunci declarăm ședința închisă. Avem o propunere. La următoarea ședință propun ca domnii care își infirmează să se facă plată. Dacă sunteți de acord. Să încheie contractul. Da, să încheieți contractul. Da. Sumele s-au alocat și domnul secretar chiar a pus să pună pe ședință, dar n-a mai avut timp să fac. Da. Nu a avut timp. Adică vă dați seama că... La următoarea ședință. Cine este pentru? Domnul președinte? Da, trebuia cu ordine. Să vedeți la masă. Să vedeți la masă.